Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Discutăm astăzi despre unul dintre partidele care a ajuns așa într-o ascensiune destul de puternică în întreaga țară, inclusiv în județul Hunedoara, respectiv AUR. Alături de mine astăzi este reprezentanta femeilor din acest partid, doamna Ramona Ioana Brunsils, președintele Organizației Naționale de Femei AUR. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Întotdeauna este o bucurie să mă aflu în platoul dumneavoastră și să am ocazia să mă adresez hunedorenilor. Vă mulțumesc pentru invitație! Cu drag oricând! Văd că vă cam place în județul Hunedoara. Oh, da, bineînțeles că îmi place pentru că rezonez foarte mult cu oamenii de aici și, după cum v-am mai spus și altă dată, le sunt recunoscătoare pentru că în 2019, atunci când eu am intrat în politică, oamenii din această zonă au fost foarte deschiși spre schimbare și, în consecință, Ramona Ioana Brunsils a primit foarte multe voturi, ținând cont de faptul că la acea oră partidul care mă reprezenta era foarte mic, nu aveam peste tot oameni în secții și așa mai departe. Așa că le mulțumesc încă o dată, a reprezentat o foarte mare încurajare pentru mine. Deci îmi este foarte drag să mă întorc de fiecare dată aici. Asta vă determină cumva să reveniți în județul Hunedoara, nu doar pentru asta, pentru că AUR a avut destul de multe proiecte care au implicat inclusiv hunedorenii și proiecte la care ați participat și dumneavoastră. Da. Acum, cu atât mai mult, AUR este foarte iubit în Hunedoara, suntem foarte bine primiți peste tot, ideile noastre, mesajele noastre naționaliste, creștine, rezonează cu oamenii. Tot ceea ce ne dorim noi să facem și pe plan economic și de relansare a zonei rezonează la fel și este un lucru foarte așteptat de hunedoreni. Și atunci vă dați seama că ne bucurăm să fim aici și să ne întărim totodată prezența și echipa în Hunedoara, pentru că hunedorenii și Hunedoara merită cu siguranță schimbare și merită altceva, merită conducători și lideri politici care să se gândească cu adevărat la oamenii de aici, la situația lor și mai ales la ce ar putea să facă mai bine, în așa fel încât și oamenii să simtă că avem lideri care se gândesc la ei. Avem lideri în județul Hunedoara, avem parlamentari din toate formațiunile politice aproape. Considerați că nu se implică atât de mult? Consider că ar fi putut să facă mult mai mult decât au făcut până acum, mai ales în contextul în care PSD și PNL au deținut și dețin majoritatea și dețin guvernarea. Păi când ai toate instrumentele pentru a face bine, ce te oprește din a face cu adevărat bine? Problema este că a fost atât de mult rău făcut în ultimii 34 de ani, încât e greu de reparat. Mai ai nevoie probabil de cel puțin 15 ani ca să repari răul pe care ei l-au făcut. Dar mai au răbdare oamenii încă 15 ani, încă 20 de ani pentru a se produce aceste schimbări pe care cred că 90% dintre ei și le doresc? Evident că nu mai au răbdare. S-au săturat și asta nu doar la nivel ideologic, s-au săturat pentru că oamenii o duc din ce în ce mai rău. Cu excepția unei anumite categorii care câștigă bine și care au propriile afaceri de succes și au salarii mari, majoritatea oamenilor o duc rău. Scumpirile din ultimii ani, crizele care au venit peste noi și toate presiunile care au venit peste noi, începând de la pandemie, război și apoi, bineînțeles, ceea ce a urmat în economia noastră, au afectat foarte tare oamenii și atunci când nu-ți mai permiți să pui pe masă ceea ce puneai înainte, când nu mai ai aceleași oportunități în zona ta, bineînțeles că te-ai săturat și sper din suflet ca oamenii de data asta, pentru că suntem într-un an care poate să devină istoric cu adevărat pentru România și să reprezinte anul schimbării adevărate în România, sper să conștientizeze că avem această fereastră de oportunitate și să voteze schimbarea. Pentru că știm cu toții, dacă vrem să fim corecți și obiectivi, cu aceiași oameni, iar și iar, nu ai cum să obții rezultate diferite. Vor face ceea ce au făcut și până acum, ceea ce știu ei să facă.
Și atunci, haideți să încercăm, pentru că trebuie încercat. Nu le mai putem da în mod gratuit ani din viața noastră și procentaje, să spun așa, din calitatea vieții noastre. Avem o singură viață cu toții. Avem copii care merită să aibă alte șanse, avem seniori, avem bătrânii României, pensionarii noștri, care după o viață de muncă merită o viață mai bună, merită o pensie decentă și merită să se răsfețe și ei la, știți, în această etapă a vieților lor. Și iată că în România tot nu reușim. Și atunci cred că trebuie să conștientizăm că votând în continuare doar din obișnuință și doar pentru că ne este frică de schimbare, ne aducem nouă înșine prejudicii. Haideți să încercăm schimbarea, să forțăm schimbarea, pentru că numai aducând oameni noi vor ajunge și idei noi și strategii noi să fie implementate și în felul acesta nouă să ne fie mai bine. Trebuie și a venit momentul să ne fie mai bine și cred eu că un partid nou, cum este și al nostru și cu oameni noi care nu sunt mânjiți de ceea ce au însemnat fostele guvernări, cred că putem să punem România pe făgașul normal, pe făgașul pe care ar fi trebuit să fie de mult. Nu are cum să fie lapte și miere, știți, peste noapte, cu oricine la guvernare, dar putem să începem într-adevăr să facem acele reforme mult așteptate de români. Reforma administrației publice. De ce să avem în continuare 1.300.000 de funcționari publici în România? România nu are nevoie, mai ales în contextul digitalizării, nu mai ai nevoie de atâția funcționari. Avem nevoie de maxim 800.000-900.000 de funcționari publici. A fost lansată această idee la un moment dat și mai puțin pusă în practică, pentru că s-a discutat foarte mult despre reducerea numărului de funcționari publici. Dar cine să aibă curajul să o facă? Coadă de pește. Păi normal că a rămas în coadă de pește, pentru că electoratul PSD și PNL este în mare parte reprezentat și de acești funcționari și de familiile lor. Este întru totul interesul PSD-ului și PNL-ului să păstreze acest număr intact, pentru că, bineînțeles, că le aduce beneficii la vot. Noi nu avem nimic cu oamenii în sine care lucrează în sistemul public, însă suntem conștienți că, în general, din 5 oameni, unul lucrează cu adevărat și ceilalți 4 beneficiază de ceea ce înseamnă apartenența lor la sistem și la aceste partide. Și atunci, așa cum Polonia a făcut și a reușit în 4 ani de zile să-și reformeze administrația publică printr-un plan foarte bine conturat, gândit, prin care n-a lăsat pe nimeni în urmă. Încă o dată, noi nu avem nimic cu oamenii efectiv care lucrează în sistemul public, dar ei pot să fie valoare adăugată în alte locuri, în alte domenii, iar nimeni nu-și dorește să-i lase în aer. Da? În schimb, putem foarte bine, dacă stai și analizezi, evaluezi cine trebuie să rămână în sistemul public și oferi oportunități celorlalți care trebuie să se reorienteze. Îi pregătești, îi susții și îi ajuți să meargă acolo unde ei pot să meargă și să creeze valoare adăugată pentru societatea românească. Asta trebuie făcut. Cei care ne urmăresc poate vor spune, fiind obișnuiți cumva cu acest sistem în care odată ajungi în anumite funcții, fie că vorbim de primar, de parlamentar, de președinte și așa mai departe, automat vin și cu oamenii lor, cum se spune. De ce ar crede că în cazul dumneavoastră nu ar fi la fel? Pentru că suntem, spre deosebire de ceilalți, noi nu avem sinecuri în interiorul partidului, nu avem rețele formate, nu avem primari care să ne șantajeze, să ne pună pistolul la tâmplă, la figurativ vorbind, spunându-ne că dacă nu-mi direcționez mie fonduri, dacă nu-mi angajez oamenii, nu avem baronii locali care să ne forțeze. Deocamdată. Și ne vom asigura că n-o să-i avem, pentru că nu vrem să replicăm modelele împământenite și care au creat atâta disperare și dezgust la nivelul societății românești. Societatea românească trebuie să evolueze spre modelul funcționarului public adevărat și spre modelul politicianului adevărat, care are în sufletul său mentalitatea aceea a public servant, știți, din engleză, cât de frumos e numit, adică servitorul publicului.
om care este în slujba publicului, în slujba oamenilor. Spre asta trebuie să tindem. Nu doar spre măreția personală, spre a câștiga cât mai multă putere și avantaje pentru tine și familia ta. Noi ne-am îndepărtat de asta și luptăm cu baronia de a locală și nu vom permite nici oamenilor noștri din partid, și pentru asta chiar președintele nostru, domnul George Simion, deține un control foarte mare asupra partidului, tocmai pentru a nu permite ca astfel de baroni să se ridice în diverse părți ale țării și în felul acesta să te trezești cu noi șefi de comunități. Nu, România și comunitățile nu mai au nevoie de asta. Au nevoie de profesioniști, de oameni dedicați comunităților care să facă bine. Deci asta ne diferențiază. Noi vom ajunge la guvernare și, în afară de reforma administrației publice despre care vă spuneam, vom face și reforma administrativ-teritorială. Ce înseamnă acest lucru? AUR, da, categoric. Despre care din nou se tot exact, discută. Din aceleași motive nu avem ce să ne țină, nu avem pe nimeni care să ne pună frâie și să zică stop joc, nu vă puteți atinge de primăriile alea, nu puteți să faceți aia. Putem să facem totul. În primul rând, nu vom avea un guvern cu 20-20 și ceva de portofolii, ci cu maxim 12 ministere. Vom avea maximum 50 de secretari de stat. Vom comasa instituții publice. Vom comasa primăriile din comunele sub 5.000 de locuitori, bineînțeles, pe criterii geografice, pe criterii de întindere a spațiului și a teritoriului fiecărei comune. Ar putea fi aceste măsuri și o lovitură de imagine pentru AUR? Bineînțeles că va fi și o și merităm, nu? O merităm în sensul bun, iar în sensul rău, bineînțeles că vor fi nemulțumiți. Dar noi ne asumăm, pentru că românii de-abia așteaptă ca cineva să meargă acolo și să-și asume astfel de măsuri. Noi trebuie, politicienii din întreaga țară, indiferent de partide, trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor. Cum altfel o poți recâștiga decât mergând acolo și când ai ocazia să tai ceea ce reprezintă răul care a marcat și a distrus România, să-l tai, nu? Asta avem de făcut. Exact ca într-o corporație, exact ca într-o firmă. Și o țară este condusă pe aceleași principii. Reorganizezi, tai ceea ce nu funcționează, ceea ce îți aduce pierderi și relansezi economia și implicit organizația pe care o conduci. Așa trebuie să o conducem și aici, având viziune și având o strategie de țară. Lucruri care lipsesc cu desăvârșire în acest moment. Noi ne dorim ca, odată ajunși la guvernare, oamenii să conștientizeze că în sfârșit sunt reprezentați cu adevărat și să-și dorească ca AUR să rămână la guvernare cel puțin 20-30 de ani. În asta prezent, este idealul. AUR nu este văzut cu ochii prea buni de colegii de care sunt acum la guvernare. Sunteți de cele mai multe ori în acea categorie de oameni care fac circ, oameni care fac scandal, extremiști, putiniști și așa mai departe. Deși dumneavoastră vorbiți despre ceea ce se întâmplă și ceea ce ne leagă până la urmă pe noi ca popor, și nu sunteți asociați cu acei baroni locali de care spuneați, dar totuși sunteți asociați cu cei de peste granițe. Cum explicați acest lucru românilor? Da. În primul rând, să le luăm pe rând. Scandalul și faptul că noi protestăm și îi filmăm și ne certăm cu ei în Parlament și în restul instituțiilor statului, aș vrea să pun o întrebare retorică. Oare nu a ajuns și nu ajunsese România în momentul în care noi am început să arătăm ce se întâmplă în Parlament și în instituțiile publice? Nu ajunsese România în starea aia de disperare din care chiar să aibă nevoie și să ceară să se întâmple ceva special care să ne arate adevărul, care să scoată adevărul la suprafață? Oare nu avea, în acest mod nu avea... credeți că se poate scoate acest adevăr în față prin Românii trebuiau treziți. Românii trebuiau treziți, românii trebuiau într-un fel să aibă în sensul bun un șoc prin care să realizeze, stai așa, deci uite ce fac ăștia în Parlament, uite cum se înțeleg, uite cum nu respectă regulile, uite cum și-au angajat doar familiile, prietenele și așa mai departe și sinecurile din partid, uite ce se întâmplă cu adevărat în țara noastră și de ce suntem
în starea în care suntem. Deci asta vis-a-vis de, să nu credeți că nouă ne place să ne certăm cu ei, să nu credeți că domnului George Simion îi place să se certe cu ei și să ajungă la jigniri și așa mai departe. Nu ne place, dar în continuare este nevoie pentru o anumită categorie, în special din România, să vadă că se întâmplă aceste lucruri, pentru că în felul ăsta oamenii își redobândesc speranța că, odată ce am aflat adevărul și am ajuns la os cu tăietura, de acolo putem să începem să reconstruim România. Vis-a-vis de acuzațiile de extremism, aici eu vreau să vă spun următorul lucru. AUR nici de departe nu este partid extremist, este partid naționalist și este partid creștin. A fi naționalist, a ține cu țara ta înainte de a ține cu oricine altcineva, este oare extremism? Ce discriminări am promovat noi? Ce idei extremiste am promovat noi în așa fel încât să merităm această etichetă? Nu. Noi am promovat ideea, hai să ținem cu țara, hai să punem România pe locul 1, înainte de orice altceva. Hai să ținem cu românii, cu câtă empatie ne uităm, bineînțeles, și părere de rău la ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu, da? Că pentru partea asta cu Ucraina am fost foarte mult acuzați și criticați. Ok, ne pare rău de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Condamnăm ferm invadarea Ucrainei de către statul agresor Rusia, nu suntem de acord și nu vom putea fi de acord vreodată, pentru că este o mare crimă și o mare nedreptate ce se întâmplă acolo și trauma pe care oamenii din Ucraina o suferă este ceva ce nu ne dorim pentru nimeni, cu atât mai mult pentru România, dar de ce totuși să punem cetățenii unui alt stat înaintea cetățenilor noștri? În continuare în România, copiii noștri, mulți dintre ei, sute de mii de copilași, trăiesc în condiții improprii. Nu au mâncărică. Unii se duc la școală doar ca să primească cornul ăla amărât și laptele ăla amărât, care nu știm cât de bun este în unele părți. Și atunci, de ce să-i așez pe alții înaintea lor? Dar trebuie ajutați, pentru că trebuie ajutați. Doamne ferește să fim Doamne în aceeași ferește. Situație, de acord. Avem nevoie de sprijin de acord. Din partea altor. Fermierilor, de ce să reprezinte totuși o prioritate pentru noi, mai mult decât reprezintă fermierii noștri? Deci, da, încă o dată, trebuie ajutați. Banii europeni au venit, trebuie să meargă către ei. Dar haideți atunci să ne asigurăm că și ai noștri sunt susținuți, că și ai noștri au ce mânca, că afacerile fermierilor merg în continuare ca să poată să-și susțină locurile de muncă, familiile și așa mai departe, și că nu ne conturbăm și disturbăm economia națională, ceea ce din păcate am făcut până acum. Adică ideea este, îi ajutăm pe alții, dar reprezentanții noștri, guvernanții noștri, trebuie să fie mai fermi când e vorba și de românii noștri. Și în primul rând trebuie să lupte pentru românii noștri. Și atunci, noi ce am făcut? Am ieșit în fața oamenilor și am zis, pe de-o parte, iată, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României, în instituțiile din România, iată ce fac ei și cum suntem noi, până la urmă, lăsați așa de izbeliște în favoarea altora, dar oare cine sunt cei care sunt cu adevărat extremiști? Cine încalcă principiile democrației în acest moment? AUR, care este în opoziție și care scoate în relief aceste ce nu funcționează în societatea românească? Sau ei, cei care au ținut România în subdezvoltare din cauza incompetenței cărora copiii din România la care făceam referire o duc așa cum o duc și ei n-au nicio vină? Indiferent că le muncesc părinții, că nu le muncesc părinții, copiii n-au nicio vină. Ei trebuie să fie susținuți, ei trebuie să aibă oportunități, trebuie să fie educați, trebuie să fie pregătiți pentru lumea în care trăim. Cine sunt adevărații extremiști? Ei care în continuare, iată, aduc și dau un atac frontal democrației, făcând comasări, uzând de tot felul de artificii, doar ca să pună jos opoziția, să pună jos AUR, că le este frică că își pierd fotoliile confortabile, sau, știți,
sau noi, cei care milităm în continuare, hai cu România, hai să vedem cum facem să negociem pentru România. AUR nu este extremist. AUR nu dorește ca România să iasă din Uniunea Europeană. AUR nu dorește ca România să iasă din NATO. AUR prețuiește parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Însă, în toate acestea, ne dorim corectitudine și ne dorim ca România să fie văzută ca stat egal cu toate celelalte, cu cele importante, pentru că merităm asta. Ne facem lecțiile de, și temele de casă, am răspuns tuturor solicitărilor, da? Păi atunci hai să obținem beneficii pentru România. În Uniunea Europeană hai să ne facem vocea auzită, hai să negociem, hai să trimitem acolo oameni capabili, verticali, curajoși, pregătiți, oameni care știu să vorbească una, două limbi străine, să fie în stare să converseze pe holul Parlamentului, în baia Parlamentului, la cafenea, să poată să vorbească cu partenerii, cu omologii lor din Polonia, din Ungaria, din Franța, din Germania și să negocieze pentru România. Știm cu toții cum merg aceste lucruri. Dar avem europarlamentari care își spun punctul de vedere cu privire la anumite domenii de activitate din România, oameni politici care luptă pentru interesul românilor acolo în Parlamentul European sunt. Cu adevărat, îl avem și pe Cristi Terheș și mai avem mici excepții de la celelalte partide. Dar până acum regula a fost cu totul alta. Și tocmai de aceea este nevoie acum să schimbăm lucrurile. Este nevoie să trimitem oameni care apără și identitatea noastră națională, să avem mai mulți oameni. Uite cum Cristi Terheș s-a opus abuzurilor care au fost promovate chiar de doamna Ursula von der Leyen și de... Știți ce s-a întâmplat și câte abuzuri au fost ascunse și câte lucruri au fost ascunse în spatele contractelor încheiate, de exemplu, la nivelul Uniunii cu Pfizer, da? Au fost dezvăluite. Ei bine, avem nevoie de oameni care să meargă acolo și să fie pregătiți să lupte pentru România. Este tăvălugul acesta ideologic care vine asupra noastră. Green Deal-ul, care da, este bun pe de-o parte, dar care pe de altă parte produce un impact negativ în multe domenii. Haideți să luptăm pentru lucrurile în care credem și noi românii, pentru specificul nostru național și pentru așteptările noastre. Noi credem ca națiune, noi suntem o națiune încă conservatoare, tradiționalistă. Credem în familia formată dintr-un bărbat și o femeie, în special. Nu avem nimic cu drepturile celorlalți, dar respectăm regulile majorităților. Majoritățile au prioritate în fața minorităților. Asta este. Nu poți să vii și să ne impui să acceptăm în mod forțat lucruri care nu ni se potrivesc. Și atunci, pentru a echilibra lucrurile în Parlamentul European, trebuie să trimitem oameni buni, oameni care împărtășesc viziunea aceasta mai tradiționalistă, mai conservatoare și care să meargă și să spună cu adevărat, să aibă curaj să spună, să-și facă vocea auzită și să negocieze pentru România. Asta așteaptă oamenii până la urmă, să vadă că cei pe care i-au trimis acolo își fac datoria. Până acum, nu prea am văzut mulți, ei s-au dus acolo, au obținut acel salariu foarte bun, diverse beneficii, dar au uitat de ce au fost trimiși, pentru că au fost trimiși de fapt pe alte criterii, nu pe criteriul performanței, pregătirii, potrivirii cu funcția pe care ei au ocupat-o. Acum asistăm, iată, la această alianță între PSD, PNL... Partidul Comasat Român. Așa-i spuneți dumneavoastră, noi. Da. Sunt pregătiți să atace alegerile europarlamentare, s-au aliat, AUR va merge singur pe acest drum? Bineînțeles, pentru că noi avem cea mai bună listă de europarlamentari care a fost vreodată prezentată în România și o spun nu doar ca politician, ci pentru că dacă telespectatorii noștri vor avea ocazia și chiar îi rugăm și îndemnăm să analizeze oamenii pe care noi i-am pus pe această listă pentru Parlamentul European, vor fi impresionați. Pentru că am ales 43 de oameni care să fie unu și unu, aleși pe sprânceană, cum s-ar spune, în funcție de rezultatele pe care ei le-au obținut în domeniile lor de activitate, în cariera lor profesională,
oameni pregătiți atât în țară cât și în străinătate, foarte mulți dintre ei profesori universitari, doctori cu doctorate pe bune în România și în străinătate, oameni de afaceri mari, avocați excepționari care au luptat pentru România și și-au demonstrat aptitudinile în cauzele mari pe care le-au dus și le-au câștigat, sportivi de performanță, o avem pe Monica Iagăr, campion mondial, da, la atletism, la sărituri, avem oameni care împărtășesc viziunea AUR din punctul de vedere al valorilor noastre, respectiv în ce credem noi. Noi și ce promovăm noi AUR? Promovăm credința, promovăm familia, promovăm națiunea și libertatea. În astea credem. Suntem un partid suveranist, un partid naționalist și creștin, da? Ei, oamenii aceștia 43 promovează și reflectă în viața lor de zi cu zi valorile în care noi credem. Sunt oameni curați, cei mai mulți dintre ei care n-au mai făcut politică, oameni pregătiți, oameni, după cum am spus, care sunt în stare să vorbească una, două limbi străine și să converseze și să clădească în felul acesta relații care ulterior, bineînțeles, să beneficieze. Este esențial atunci când vorbim, da, despre Parlamentul European, să cunoști cel puțin o limbă străină la perfecție. Bineînțeles, și să fii în stare să negociezi, să discuți, să-ți prezinți punctul de vedere, să ai o opinie pentru numele lui Dumnezeu, că dacă mergem acolo și doar suntem tăcuți și ocupăm un loc în băncuță și ridicăm mâna doar când votăm așa la comandă, n-am făcut nimic. Pentru că celelalte state sunt educați în a-și urmări interesele, au experiență, au pregătirea necesară în acest sens. Noi n-am avut-o până acum și s-au văzut rezultatele. Ne-au călcat în picioare din anumite puncte de vedere. Dar să nu uităm că România a tras foarte multe fonduri europene, fonduri fără de care nu ar fi putut să existe dezvoltare și trebuie să recunoaștem cu așa toții este. În ultimii ani s-au dezvoltat foarte multe și au fost foarte multe proiecte și în județul Hunedoara și la nivelul României, bani care dintr-un buget local, spre exemplu, nu ar fi putut probabil nici în viitorii 30 de ani să poată fi alocați pentru astfel de proiecte. Așa este și este unul dintre beneficiile pentru care noi suntem membri ai Uniunii, însă puteau fi atrași și mai mulți bani. Dacă noi eram suficient de competenți, dacă noi am fi negociat cum ar fi trebuit, credeți-mă că procentajul atragerii și absorpției fondurilor europene trebuia să fie mult mai mare. Uitați-vă la Polonia, uitați-vă la alte state care au știut ce vor și s-au subordonat întru totul interesului național și au dat mâna putere cu opoziție pentru a putea face pentru țară. La noi, neavând această cultură politică, în primul rând, și sentimentul de loialitate și de patriotism, de loialitate față de țară, n-am reușit să obținem aceleași performanțe. Dar nu este prea târziu. Știm ce avem de făcut, suntem pregătiți, îi obligăm prin prezența noastră, vedeți, apropo de beneficiile prezenței AUR pe scena politică, prin simpla noastră prezență, prin aceste scandaluri atât de condamnate, prin faptul că am arătat una și alta, prin faptul că am crescut atât de mult în ultimii ani, i-am obligat și pe ei să înceapă să facă anumite lucruri, să miște în direcția pe care românii o așteaptă. Să știți că multe dintre schimbările de strategie și de viziune ale PSD-ului și PNL-ului ni se datorează în mod direct, pentru că ei și-au dat seama că dacă nu fac, ne-au furat în ceea ce privește programul de guvernare, aproape că ne-au dat copy-paste. Deci noi l-am lansat în 11 mai programul de guvernare, în iulie a ieșit PSD-ul cu noul lor program de guvernare, parcă în iulie a fost, și ne-au luat, începând de la noțiunea de patriotism economic, până la programe în esență, luate în concret, luate cu copy-paste din programul nostru. Nicio problemă. Doamne ajută să se facă pentru țară, că idei noi avem foarte multe, generăm și știm și le primim de la oameni și vom avea întotdeauna ce să scriem în programele noastre de guvernare. Doar să le facă. Problema este că ei spun, dar nu prea fac. Nu au zis că nu ne vor taxa în plus? Ne-au taxat? Ne-au taxat. Nu ne-au zis că nu vor crește prețurile? Ba da. E? Și au crescut prețurile? Au crescut. Și pensiile, lucru care s-a întâmplat. S-a întâmplat deocamdată pe hârtie. Hai să vedem și Doamne ajută să le mărească. Știm însă cu toții și chiar îi rog pe românii noștri să nu se lase
încă o dată vrăjiți de mirajul pensiilor, pentru că știm foarte bine de ce a fost făcut din nou, da? Este an electoral și dumneavoastră știți, stimați domni și doamne, și chiar vă rugăm, bucurați-vă de măririle de pensie și Doamne ajută că le meritați, este munca dumneavoastră, este viața dumneavoastră sacrificată și plata taxelor și contribuțiilor pe care ați făcut-o prin munca dumneavoastră și prin faptul că ați fost cetățeni buni, decenți, care n-ați făcut rele, care v-ați ținut de munca dumneavoastră și v-ați făcut datoria, nu li se datorează lor creșterea pensiilor, ci dumneavoastră, este meritul dumneavoastră. Bucurați-vă de pensiile mărite, dar votați schimbarea în România, pentru că dumneavoastră ați meritat de mult aceste pensii. Și dacă PSD-ul și PNL-ul n-ar fi făcut atâtea nefăcute când s-au aflat la conducerea țării în ultimii 34 de ani, pensia minimă în România trebuia să fie de mult 1000 de euro. Dar nu este. Și salariul minim în România ar fi trebuit să fie de mult 1000 de euro. Dar fiind atât de multă corupție și întâmplându-se atât de multe lucruri negative în România, nu s-a ajuns aici. Deși trebuia de mult. O țară cu un asemenea potențial, o țară cu atâtea resurse naturale, o țară care avea pe ce să clădească, pe industria noastră lăsată în 89, care era funcțională, dacă am fi știut să o folosim în sensul bun al cuvântului și să clădim pe ea, noi acum eram printre campionii Europei. Iar în județul Hunedoara este un subiect sensibil, vedeți? Acesta, având în vedere că am avut o industrie foarte puternică. Păi aveam 48 de mii de mineri pe vremuri, nu? Pe Valea Jiului și în această zonă și acum avem maxim către 4.000, nu? 2.000 în subteran și încă vreo 2.000 la suprafață. Am avut Călan, am avut Hunedoara, am avut Mintia. Mintia exact. Care pare că va renaște la un moment dat sub o altă formă, rămâne Doamne de văzut ajută dacă să se renască. Va întâmpla sau nu acest lucru. Aici vorbim acum despre o investiție privată. Dar însă, celelalte patru, nu, pe care le avem încă, din păcate, haideți să recunoaștem, da? Au vrut ai noștri să pară primi în clasă la ceea ce nu trebuia să pară. Respectiv, s-au dus și s-au oferit să le închidă pe ale noastre în 2026, respectiv 2032. Păi, de ce să faci lucrul ăsta când ceilalți, Germania, Polonia, au fost în stare să negocieze, să-și mențină minele deschise până în 2038? De ce ale noastre nu sunt în continuare retehnologizate, se lucrează în ele în condiții de secolul al XIX-lea? De ce am făcut acest lucru? Unde le-a fost strategia pe termen lung? La ce s-au gândit? Sau cine le-a dat ordin să facă asta? Sau chiar au fost atât de limitați, ca să nu le spun altfel? Să poți tu să propui un astfel de lucru când îi vezi pe ceilalți cum își au grijă de interesele proprii și când tu știi că depinzi ca țară de producția de cărbune de aici și de producția de energie, de ce să faci acest lucru? Păi nu ar trebui ei acuzați de subminarea economiei, de trădare, poate? Adică când mergi pe Valea Jiului acum și vezi câtă sărăcie, câtă disperare există, cum au plecat tinerii pentru că nu mai au oportunități aici și cum au rămas părinții singuri, cum este plină Valea Jiului de pensionari, să le dea bunul Dumnezeu sănătate și putere, că nu, ei merită acest lucru. Dar nu se stinge oare Valea Jiului încet încet și această zonă? Ce mai vrem? Până la urmă, care este răspunsul? Și aici nu ne dă nimeni niciun răspuns. Mai vrem minerit în România sau nu? Pentru că au venit acum cu proiectul acesta de lege prin care acordă un ajutor de stat. De ce l-au acordat? Pentru că urmează alegerile, din nou? Și pentru că vor să pună iar un capac deasupra focului care arde și care poate să iasă să mistuie tot? Dar vin și la propriu și la figură. Programul puternic, acela de tranziție justă, care păi vine cumva. Și ce s-a întâmplat cu programul de tranziție justă până acum? Că pe hârtie dă bine, nu? 500 de milioane. Dar el nu este funcțional în acest moment. De ce nu este funcțional? De ce am ajuns în situația să acordăm ajutor de stat în contextul în care noi trebuia să avem acest program de tranziție justă, trebuia să-l avem funcțional și să meargă bani serioși către IMM-uri, către reconversie profesională, către sectorul energetic din această zonă? De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? De ce? Dacă pe ei chiar îi interesează soarta acestui loc, soarta acestei zone deosebit de frumoase și de importante și de bogate pentru România,
de ce nu au făcut ceea ce trebuiau să facă? Și acum vin și încearcă iar să ne prostească cu ajutorul de stat, încă o dată, doar ca să liniștească lucrurile. Chiar ei spun în fundamentarea proiectului de lege, spun că s-ar putea să apară proteste masive în zonă dacă nu fac lucrul ăsta. Păi de ce nu v-ați gândit la asta când ați agreat termenele acelea care sunt totalmente ieșite din orice context și din orice judecată logică? De ce nu s-au gândit atunci că vor fi proteste și că s-ar putea să piardă alegerile? Dar nu, ei fac totul așa, de pe o zi pe alta, sting doar focul pe moment. Cum? Dând bani, mutând bani de la buget, așa cum fac acum cu acest ajutor de stat. Încă o dată, să luăm banii, să ne bucurăm de ei. Sper ca banii să ajungă în ceea ce spun ei, că știți, noi avem niște suspiciuni. Când vedem că se direcționează fonduri, automat începem să ne gândim, Doamne, Doamne ajută să ajungă banii unde trebuie, la beneficiarul real, și nu să se piardă în campanii și în alte interese și grupuri de interese. Unii dintre cei care ne urmăresc poate vor spune acum că vă este ușor să criticați, vă este ușor să arătați cu degetul înspre cei care se află în prezent la guvernare sau s-au aflat până nu de mult, pentru că nu ați fost în această situație și probabil că nu știți cât de dificil este să gestionezi un astfel de colos până la urmă și industrial. Nimeni nu spune că este ușor. Nimeni nu spune că dacă AUR ajunge la guvernare va fi lapte și miere peste noapte. În schimb, dacă vrei cu adevărat să faci treabă, faci. Eu am văzut-o și eu din experiențele mele anterioare, când am fost în guvernul României, în funcția politice, menționez încă o dată că unii mai cred că eram membru de partid. Nu eram membru de partid, am fost apolitic în guvern. Și atunci am observat că dacă am vrut și am muncit, am obținut rezultate. Pe ceea ce mi s-a dat mie de făcut, cei cu care eu am intrat atunci în contact, pentru că am adus pe toată lumea la masa discuțiilor și am stabilit cu toți partenerii strategici, să spun așa, din societatea civilă, din mediul de afaceri, etc., am stabilit o strategie comună și am reușit în 3 luni să producem rezultate cât n-au fost produse în 3 ani înainte. Deci dacă vrei, poți. Și dacă vrei, faci. Omul sfințește locul. O știți și dumneavoastră, și din familiile fiecăruia, și din comunitățile noastre. Când ai primar gospodar, primar bun, care știe ce are de făcut și care se înconjoară de o echipă de oameni buni, se face treabă. Când ai de alalți care sunt interesați doar să le fie lor bine și partidului și grupurilor de interese, nu se face treabă. O să se schimbe bordurile de 10 ori, o să se asfalteze de 15 ori același segment și nu o să se investească în ce trebuie ca să se facă bani de dincolo. Oamenii știu aceste lucruri. Deci, ideea este că trebuie să ajungă oameni competenți și în guvernarea de aici și la Parlamentul European. La Parlamentul European, noi, cei care vom merge acolo, trebuie să ne asigurăm că, iată, pentru Valea Jiului, pentru întreaga această zonă, vor fi fonduri și programe clare de incluziune pe modelul țării galilor. Da? Anglia, când a închis minele în țara galilor, a pus în practică un program exact de incluziune socială, de reconversie, dar să fie funcțional. Acum. Și să ne asigurăm că Ministerul Fondurilor Europene, păi câtă răbdare să mai avem pentru numele lui Dumnezeu, că oamenii s-au săturat să trăiască rău. Oamenii trebuie să trăiască mai bine. Ăsta este rolul guvernării, ăsta este rolul politicienilor. Repede, oamenii trebuie să trăiască mai bine. La noi mergem tot așa în jos. Că dacă și dumneavoastră ați discutat cu siguranță și cu hunedoreni pe stradă și cu români din alte județe ale țării, iar starea lor de spirit nu este una prea bună atunci când vine vorba despre speranță. Că toți politicienii sunt la fel. Da, oricine va ajunge la conducerea acestei țări va face la fel sau poate mai rău decât cei de dinainte. Și nu este firesc să creadă oamenii așa după 34 de ani în care toți și-au pus speranța în unul în altul, au venit, au promis, au vorbit frumos și după aceea nu au făcut nimic? Este firesc. Dar, ideea este așa că până acum ne-am permis, parcă, știți că încă mai aveam și ce vinde, mai totuși o duceam cât de cât, ne-a salvat și diaspora, că au trimis bani, dar lucrurile s-au înrăutățit foarte tare și cuțitul a ajuns la os. Și tocmai de aceea trebuie acum să ne asigurăm că trimitem oameni competenți. Trebuie oameni competenți și oameni patrioți, oameni care să țină cu țara. Da,
este greu să mai crezi, dar nici nu putem să renunțăm la speranță și la a cere schimbarea, pentru că doar schimbând putem avea norocul să avem oameni care să facă în sfârșit ceea ce trebuie. Iar noi, la rândul nostru, suntem conștienți că oamenii și-au pus speranța în noi. Și dacă, Doamne ferește, am fi și noi o dezamăgire, nu cred că ne-a mai permite ca indivizi, ca persoane, să ieșim pe stradă în România. Nimeni nu-și dorește acest lucru. Eu una îmi doresc să-mi cresc copiii în continuare aici și să rămân în țara mea. George Simion așteaptă un copil și își dorește să-l crească în România și își dorește să rămână în România. Noi avem obligația și responsabilitatea să livrăm, pentru că altfel am terminat cu sufletul românesc. Știți, dacă și noi vom reprezenta o dezamăgire. Este o misiune foarte importantă, încă o dată, cu aur la guvernare, nu va fi lapte și miere peste noapte, dar vom pune România pe un făgaș corect, cu viziune, cu o strategie de țară și cu măsurile care trebuie luate de urgență. Și lista cred că este una destul de lungă. O să discutăm la momentul potrivit cu siguranță și despre aceste măsuri pe care vi le propuneți pentru România. Interesul românilor față de alegerile europarlamentare știm că nu este unul foarte bun. Oamenii sunt mai interesați să știe cine le va fi primar, cine le va fi președinte de Consiliul Județean și eventual cine va fi președinte al țării. Pentru că nici alegerile parlamentare nu reprezintă un interes prea mare pentru cetățeni. Dar eu m-aș opri puțin la ceea ce înseamnă Parlamentul European, ceea ce înseamnă aceste alegeri europarlamentare și suntem curioși cu toții dacă vă veți regăsi pe listele cele aur pentru europarlamentare în ultimele 5 minute din această ediție. Sunt pe lista candidaților pentru Parlamentul European. Lista va fi făcută publică în perioada următoare, exact cu pozițiile, cu poziționarea fiecăruia dintre noi pe listă. Într-un partid funcționează și trebuie să funcționeze disciplina de partid. În consecință, indiferent de misiunea pe care mie personal partidul mi-o va da, că ea va fi în final un loc eligibil pentru Parlamentul European sau că de fapt partidul mă dorește mai mult în țară, considerând că voi oferi mai mult în țară, eu una voi îmbrățișa misiunea care mi este acordată și voi face tot ce ține de mine pentru a fi fie un europarlamentar foarte bun, care luptă pentru România, fie aici pe plan național, în rolul pe care se va considera că îl merit și din care pot să livrez cât mai mult pentru români. Ați mai luptat pentru această funcție de președinte al României în urmă cu câțiva ani, cum ați și amintit dumneavoastră mai devreme. Dacă nu va fi pentru Parlamentul European, să înțeleg că există posibilitatea să fiți candidatul aur pentru prezidențiale? Există orice posibilitate. Noi avem în interiorul... V-ați dori asta? Doar dacă... Mi-aș dori acest lucru, doar dacă președintele partidului, bineînțeles, că va considera că nu el este cel care trebuie să candideze, pentru că în acest moment George Simion este cel care beneficiază de cea mai multă încredere din partea populației și șansa noastră cea mai mare de a câștiga prezidențialele acum, conform calculelor electorale, este... dacă l-avem pe el candidat. Dacă noi avem în acest moment în interiorul partidului cel puțin 10 scenarii diferite pentru prezidențiale. Avem cel puțin 10 profile de candidat diferite. Așteptăm să vedem care este configurația finală a candidaților pentru a ieși cu cel mai bun candidat din partea AUR, care să obțină cel mai bun scor. Este multă strategie politică aici, nu ne permitem să pierdem alegerile, nu ne permitem să avem un scor mic. Dar trebuie să luați în calcul și aceste aspecte. Bineînțeles, însă ne pregătim toate scenariile posibile și plauzibile și așteptăm să vedem exact ce se va întâmpla. Noi ne focusăm acum pe Parlamentul European, pe aceste alegeri care sunt extraordinar de importante. Ele ne vor arăta cum stă AUR cu adevărat și ele sunt importante pentru că ați văzut ce tăvălug ideologic vine de la Bruxelles către noi, către familia românească, către credința românească, către principiile în care noi credem ca națiune și către
identitatea noastră națională. Ați văzut ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și cum poate Bruxelles să ne afecteze viața fiecăruia dintre noi. Ați văzut ce pierderi declanșate bugetului național prin achiziția atâtor vaccinuri și atunci de-aia este foarte important să trimitem oameni competenți în Parlamentul European. Oameni care să apere ceea ce noi însemnăm în Europa, poziția noastră și să recâștige totodată respectul celorlalți față de România. Ori respectul nu-l poți recâștiga dacă stai ghiocel și cu capul plecat. Respectul îl recâștigi dacă ești pregătit, dacă ești profesionist, dacă negociezi pentru România, dacă spui nu atunci când trebuie să spui nu. Deci, ca o concluzie, pentru că suntem la final. Ca o concluzie, AUR este pregătit din toate punctele de vedere pentru alegerile europarlamentare și pentru prezidențiale și pentru generale. Este foarte important ca patrioții să ajungă și la conducerea țării și la conducerea Uniunii Europene și ne bazăm foarte mult pe sprijinul oamenilor nemulțumiți, oamenii nehotărâți. Este extraordinar de important să ieșim la vot în număr mare. Cu cât noi ieșim la vot în număr mare, cu atât procentele PSD și PNL vor scădea și România poate să intre pe făgașul pe care noi îl așteptăm. Sau va crește. Rămâne de văzut. Românii vor fi cei care vor decide ce se va întâmpla. Vom mai discuta cu siguranță mai mult atunci când va începe și campania electorală și vă vom aștepta și atunci să aduceți în fața oamenilor programele pe care le aveți pentru ei. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și mult succes! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!